Și atunci ucenicii s-au întristat și Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, o să fim cu foarte mare atenție, a fost destul de dur și a certat ucenicii la modul direct. Deci, dacă nu s-au prins atunci, cum se spune în popor, zicala, zice, bate șaua să priceapă iapa, Mântuitorul a folosit acest termen odată și a spus, zice, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi cu voi? Deci nu i-a spus numai acelui tată care era și el necredincios la rândul lui și avea copil lunatic, ci s-a referit și la apostoli. El cunoștea cu Duhul că aceștia s-au tulburat. Și finalul Evangheliei îl arată. Doamne, dar oare noi de ce n-am putut să scoatem, zice, Duhul acesta necurat? Mântuitorul a tăcut. Nici n-a mai luat vorbă, nici n-a vrut să le spună sau să le relateze, să-i mai jignească sufletește, să-i mai mâhnească deja după ce trăsese această rușine. Pentru că a considerat că fiindu-i ucenici vor învăța din ceea ce face el în fața acelui tată. Matei relatează în scurt, dar Luca și Ioan relatează pe larg. Arată cum Mântuitorul întreabă de când pătimea, îl întreabă Mântuitorul cum se manifestă boala și spune că din copilărie și spune că e trântit în apă și adesea e trântit în foc. Și în momentul spune când Mântuitorul atinge copilul rămâne ca și mort, iar Mântuitorul îi spune scoală-te. Deci era o relatare pe larg a acestei boli. Dar ce rămâne final, deci ce rămâne final în Evanghelia cealaltă a celuilalt evanghelist, e că acest tată vine și spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iată, de fapt, scopul și boala. Deci, scopul de a avea acest om boală slobozită de la Dumnezeu, acest copil, și iată și scopul pentru care Dumnezeu n-a îngăduit în chip duhovnicesc neștiu de apostoli ca aceștia să-i vindece pe copil. Ce a vrut să relateze în acea grupare de oameni, în acea mulțime de oameni și să scoată în evidență că primul semn al bolii pe fața pământului este necredința. Deci de aceea se îmbolnăvesc oamenii. Se îmbolnăvesc pentru că nu au credință. Și de ce nu au credință? Să vedeți, nu trebuie să-i ocărâm. Deci noi nu suntem puși în biserică să scoatem paiele din ochii creștinilor și să nu vedem bârnele noastre. Nu! Dar suntem puși în biserică pentru următorul lucru. Să demonstrăm că atunci când o boală vine, trebuie să-i cauți cauza. Și eu obișnuiesc atunci când discut cu cineva să-l întreb. Poate ți-ai lovit părinții. Poate ai înjurat, poate nu te-ai spovedit, poate ești necredincios, poate ai nedreptățit pe cineva, poate ai stricat vreo fecioară și n-ai luat-o și te-a blestemat, poate ai făcut cuiva un rău cu bună știință, poate ai fost martor strâmb la vreun proces și încep să-i întreb toate lucrurile astea de amănunt. Poate te-ai lepădat sau ai fost la vreo sectă sau te-ai dus la vreo vrăjitoare, la vreo descântătoare. Și începe să-ți spună omul suferința vieții lui, fără să-și dea seama că își ecranează etimologic toată boala în fața ta. Părinte, de mulți ani nu sunt spovedit, părinte, de mulți ani nu prea merg la biserică, foarte rar și atunci când merg, aprins, zice, doar lumânări, nu prea sunt obișnuit, sunt bătrân, sunt obosit, mă dor picioarele. Nu mi-am ascultat părinții, i-am și supărat, i-am și neglijat. Și atunci începe să-ți spune, zice, da, am trăit și înainte de căsătorie, necununat, am făcut păcatul desfrânării și iată că boala, nu vine atunci când ai 18 ani, 16 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, ci boala începe să vină când crede Dumnezeu că ți se potrivește. La 18, 20 și 30 de ani o duci foarte ușor, că ești tânăr, ești în putere. Dar Dumnezeu știe că atunci rosturile tale sunt altele în viață. Să-ți faci casa, să-ți faci masa, să-ți faci familia, să-ți faci copiii, să-ți cauți serviciu, să-ți cauți rostul în lume. Iar după ce vede că le-ai pregătit pe toate acestea ca un tată iubitor de oameni, vine să-și ia ușor. Și aici să fim foarte atenți și nu e o minciună, dacă cineva crede să înșală. Deci vine foarte ușor să-și ia dobânda păcatelor tale. Dacă greșind în tinerețe ai și descoperit taina iertării
și tu singur ai știut să alergi la biserică și să-L cauți pe Dumnezeu așa cum trebuie, te iartă. Te iartă. Și ca drept dovadă că te iartă, o spuneți dumneavoastră de la spovedit singuri, când atunci recunoașteți de multe ori și spuneți: și Părinte, am într-adevăr multe păcate, dar nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că zice, nu mi-a plătit după ele. Ei, nu ți-a plătit și nu te-a răsplătit cu boală sau cu necaz, sau cu copiii răi sau cu alte necazuri, cum îmi spunea, de exemplu, într-o zi o pildă, o mamă la spovedit, zice, Părinte, zice, pe cât l-am supărat eu pe Dumnezeu, zice, am copii extraordinar de buni, zice, ziua și noaptea îi mulțumesc, că, zice, mi-a dat buni și nu sunt vrednică de ei, pentru că eu n-am făcut fapte bune în fața lui Dumnezeu. Fără de acum încolo, îi spun. Zice, le fac, Părinte, să știți că le fac. Zice, când văd că alte mame, zice, au copii răi, zice, mă înspăimânt și mi-e frică să nu mă pedepsească Dumnezeu, pentru că și eu, zice, l-am supărat mult. Zic, străduiește-te să faci lucruri bune. Ei, tocmai această lucrare de fapte bune, pe care omul, deși a greșit, începe să-și o recunoască și să-și o îndrepte. Adică, începe să se roage, să facă milostenie, să se ducă la biserică, să-și spovedească copiii, să-i împărtășească, să-și poarte grija de familie, curățenie, cinste, demnitate, servici. Ei, Dumnezeu ține cont de acestea și absolvă o parte din aceste păcate ale tinereții, după cum și David spune. Nu pomeni păcatele tinereții și ale neștiinței. Sau spune iarăși Duhul Sfânt în psalm, nu noi. Fericit omul căruia i s-a iertat păcatul și i s-a trecut fără de lege. Sau iarăși Duhul Sfânt în psalm spune, zice, de bună voia mea mă voi mărturisi Domnului. Deci omul din pura lui dragoste și conștiință vine spre biserică. Și iarăși Duhul Sfânt în psalm. Am ales să fiu lepădat în casa lui Dumnezeu, adică uneori certat sau mustrat de Dumnezeu, dar a nu sta în locaș cu păcătoși. Și iată că Dumnezeu ținând cont de aceste lucruri, trece și absolvă cu vederea o parte din greșelile tinereților noastre și ne lasă și ne repune în calea de echilibru a faptelor bune pe care o vedeți la creștinii noștri de rând din biserică, care se roagă, se închină, se spovedesc și își duc în Duhul vieții așa cum pot cu greutățile ei. Dar mai rămâne, cum spune și în dogmatică, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții. Mai este câte o cocoană de nea bigotă, plină de sine, care îi mai dă Dumnezeu câte un bobârnac în cap, îi mai moare un copil și întreb, zic, dar mai aveți copii? Păi nu mai avem copii. Păi de-aia vi l-au luat și pe ăsta, că erați datoare cu ceilalți. Dumnezeu avea plan cu ăsta ca să-l ia și să-ți lase din ceilalți pe care trebuia să-i mai faci. Ori tu, nefăcându-i pe ea, Dumnezeu și l-a luat pe-al lui. Și l-a luat curat ca să nu-l înveți rău ca tine. Și l-a luat curat ca să nu se strice să învețe rele de la tine. Și l-a luat curat ca să nu ajungă rău ca tine. Și să facă relele pe care tu le-ai făcut. Sau să nu răsplătească în viața familiei lui păcatele părinților, cum spune la Scriptură. Că păcatele cad, zice, din neam în neam, zice. Spunea Antonie Plămădeală frumos. Cred că e tot un fel de metaforă mai duhovnicească. Dacă mănâncă părinții agridele, să strepezeze dinții la copii. Cam așa, greșește mama și tata și cade pe copii. Ei, nu cade din răutatea lui Dumnezeu, ci cade ca să se proslăvească Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, spune lunaticul, tatăl lunaticului. Deci iată scopul pentru care Dumnezeu îngăduise ca această boală să fie pe acest copil și încă din copilărie, ca să-l sufere, să-l macine, și aici folosim un termen mai domnesc. Dacă aduni bagajul de suferință sau cantitatea de suferință pe care o suferise tatăl de la îmbolnăvirea acestui copil și până la întâlnirea cu Mântuitorului, trebuie să-ți închipuiești câte lacrimi s-au vărsat, câte griji, câți medici, câte leacuri, câte păreri, câte alergături în dreapta și în stânga, să fii sigur că, auzind de Mântuitorul ca vindecător, a alergat să-l caute. Dar s-a dezamăgit când? S-a dezamăgit exact când ne dezamăgim și noi. Venim la biserică, avem într-adevăr un necaz suficient de greu, ca să-i spun așa, am plătit pomenicul, am primit canonul de rugăciune, l-am făcut și totuși nu ni s-a împlinit ce-am dorit. Și venim oarecum insistent